Bună ziua, suntem într-o solă de grâu la domnul Prodan. Avem pH metru și am verificat și cât este pH-ul în momentul ăsta. Este 6,9, dacă vreți puteți să vă apropiați să vedeți. Uitați-vă, 6,9 și temperatura este de 9,6 în solă în momentul ăsta. Luăm și niște plante și verificăm sistemul radicular, care a emis deja rădăcinile adventive, că se observă, da? Și acolo unde nu a fost înfrățit, este în curs de înfrățire grâu în momentul ăsta. Mai are un frate aici care va pleca. Uitați că asta deja a emis un frate, doi, și mai urmează încă unul. Terenul se va acoperi în perioada asta, mai ales că a plouat, trebuie aplicat îngrășământul. Propun o cantitate de minim 200 kg la hectar de azotat de amoniu, iar după ce aplicăm îngrășământul și se absoarbe, vom fi atenți la îmburuienare și preventiv să dăm un fungicid, da, tratamentele, da. Absolut. Nu se pune probleme. Sigur. Bine, domnul Comandant. Cam asta este din câmp, o zi frumoasă, la revedere.